Pare iarăși un episod din ăsta de mahalaua din casa mireasa, cum se tot discută în online. Cearta asta și cuvintele grele aruncate între Alexia și Isabel, lucruri la care hai să zicem că nu prea mă așteptam, însă amândouă sunt foarte colerice, foarte agitate și au așa reacții din astea. Însă și-au aruncat într-adevăr niște cuvinte foarte grele, având în vedere că până de curând erau în aceeași tabără, așa cum a spus Alexia. Mie nu mi se pare niciuna dintre ele mai matură decât cealaltă, așa cum încerca Isabel să scoată în evidență. Din potrivă, par două fete de gimnaziu care se ceartă pentru luciu de buze. Când, de fapt, cu toții știm că mărul discordiei este chiar Alexandru, așa cum a spus Alexia. E clar că amândouă îl plac pe Alexandru și s-a văzut acest lucru de mult, în special în ceea ce o privește pe Isabel. Știți că cu toții am zis același lucru încă de când era într-o cunoaștere cu Raul. Dar Alexandru, fiind atunci puțin ocupat cu Diana, nu s-a îndreptat către el. Însă mai apoi, pe parcurs, toată lumea și-a dat seama că îl place pe Alexandru, așa cum acum se vede același lucru și în privința Alexiei.